Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Vașcu, iată care sunt principalele evenimente ale ediției. Un copil de 11 ani este în comă după ce a căzut pe trepte la barajul Vidraru. Băiatul era în excursie împreună cu unchiul său. Ce s-a întâmplat, vă spunem imediat. Ploile abundente din ultima perioadă au redus chiar și cu 30% recolta de cereale și au distrus până la 60% din culturile de legume. Mai multe vă spunem imediat la Observator. Aproximativ 200 de pensionari din județul nostru au o pensie de 1 leu venit ce figurează în actele de la Casa de Pensii. Amănunte vă spunem imediat. Un copil de 11 ani este în comă după ce a căzut pe trepte la barajul Vidraru. Băiatul era în excursie împreună cu unchiul său. La un moment dat copilul s-a smuls din mâna rudei sale, a alunecat și s-a rostogolit câțiva zeci de metri pe trepte. A fost nevoie de un elicopter SMURD care să-l transporte imediat la un spital în București. Băiatul este din localitatea Lehliu, județul Călăraș. Sâmbătă dimineața a plecat împreună cu unchiul și mătușa lui într-o excursie la barajul Vidraru. La un moment dat, în timp ce se aflau pe treptele care duc către statuia lui Prometeu, micuțul a luat-o la fugă de lângă unchiul său, dar a alunecat și s-a rostogolit pe trepte. Copilul s-a lovit puternic la cap, iar familia a cerut imediat ajutor la 112. Hai, 1, 2, 3, 4, ok, foarte bine. La fața locului a sosit o ambulanță care l-a transportat la spitalul din Curtea de Argeș și pentru că starea sa este destul de gravă, a fost solicitat un elicopter care să-l ducă pe băiat la un spital din București. Eu iau de aici. Da, în partea metalică. Da? 1, 2, 3 și... Ce? Atenție la cap și la Părinții au aflat la telefon de accidentul copilului lor și au plecat direct la spitalul Bactasar Arsenii din București, acolo unde a fost transportat. Medicii spun că starea micuțului este critică și sunt rezervați cu privire la șansele lui de supraviețuire. Este o stare critică, este comatos, dar stabil hemodinamic. În urma unui politraumatism prin clădere, precipitare pe scări de beton undeva la barajul Vidraru, l-am stabilizat, a fost preluat acum, s-a luat legătura cu neurochirurgie Bactasar Arsenii, de se va interveni pentru că probabil este vorba de un hematom cerebral. Polițiștii urmează să cerceteze dacă unchiul și mătușa băiatului sunt vinovați de accidentul micuțului și în funcție de rezultate vor deschide un dosar penal pentru neglijență. Ploile abundente din ultima perioadă au redus cu 30% recolta de cereale și au distrus 60% din culturile de legume din zona de sud a județului. Dacă la începutul anului fermierii se așteptau la un an mai bun decât în 2013, acum le este teamă pentru recolta din toamnă, deoarece unele zone care au scăpat de inundații au fost lovite și de grindină. Ploile din ultima perioadă au cauzat mari probleme agricultorilor și cultivatorilor de legume. Mari pierderi s-au înregistrat la greu deoarece acesta a încolțit și a scăzut calitatea lui. Ploile mai mult aduc pagube decât seceta deoarece umezalea favorizează și apariția bolilor și bacteriilor. Cele mai mari pagube sunt la nivelul agriculturii. La nivelul agriculturii Argeșul este pe ultimul loc la recoltare. N-am recoltat decât 20% din suprafața de grâu și de rapiță. Nu știu dacă în această săptămână se va putea. Până astăzi nu s-a intrat la recoltat. Am încercat săptămâna trecută împreună cu Isus să intrăm cu tractoare cu cenile în zona Bârla și nu s-a putut intra. Nu cred că vom putea să recoltăm foarte mult. Avem un procent de recoltare de 50% la grâu, 33% la triticale. Orzul s-a terminat, lăsând la o parte ceea ce a fost calamitat în totalitate. 65% orzoaica de primă, de toamnă, 33% orzoaica de primăvară și 25% ovăz. Deci, suprafețe foarte mici pentru vremea actuală. Aceleași condiții meteorologice au afectat și legumele. Acolo unde culturile au fost ferite de violența apelor revărsate, cultivatorii mai puțin ghinioniști tot au înregistrat pierderi în proporție de 40-60%. Următoarele culturi cu următoarele suprafețe calamitate din cauza ploilor, precipitațiilor abundente. Și am mai avut la grâu 6.910 hectare, la porumb 3.358 de hectare, la legume 70 de hectare, la culturi furajere 247 de hectare, la floarea soarelui 1.845 de hectare, la fânețe 75 de hectare, la cartof 71 de hectare, la ovăz 548 de hectare, orzoaica de toamnă 26 de tone, triticale 852 de hectare, la rapiță 2918 hectare.
În această perioadă, echipe din cadrul Direcției Agricole, Finanțe și Comisia Agricolă a fiecărei comune afectate de calamități întocmesc dosare în baza cărora agricultorii vor primi o serie de despăgubiri de la stat. Aproximativ 200 de pensionari din județul nostru au o pensie de un leu venit ce figurează în actele de la Casa de Pensii. Norocul acestora, dacă îl putem numi așa, este faptul că legea le vine în ajutor și le rotunjește venitul la 350 de lei, venitul minim garantat de stat. Conform legii, persoanele a căror pensie este mai mică de 350 de lei pe lună primesc indemnizație socială pentru pensionari. Această indemnizație se calculează ca diferență dintre suma de 350 de lei stabilită prin lege și cuantumul pensiei cuvenite pensionarului. Deși la nivel național aproape 5.000 de români încasează oficial un leu pe lună, de ani de zile, parlamentarii au aflat cu stupoare acest lucru abia acum. În funcție de stadiul de cotizare, în funcție de mai mulți factori, deci după calculul care se calculează pensia cuvenită la vârsta de pensionare, aceștia ar trebui să primească doar un leu. Da? Banii aceștia, de fapt, sunt trecuți pe decizia de pensionare, un leu. Și această sumă de 350 de lei este jignitor de mică pentru nevoile reale ale unui pensionar. Conform datelor Casei Naționale de Pensii, 8 români încasează fiecare mai bine de 10.000 de lei lunar din pensie în sistemul public de asigurări sociale. Cea mai mare pensie din județul Argeș este de 3.724 de lei și doar o singură persoană beneficiază de aceasta, în timp ce pensia minimă este de 350 de lei. Pensia medie în județul Argeș este de 816 lei. Mulți privesc Antena 3 ca pe o simplă televiziune de știri, dar Antena 3 este mai mult decât atât. Antena 3 înseamnă vieți salvate, destine schimbate. Pentru mulți, Antena 3 înseamnă ultima speranță atunci când nu mai ai la cine să apelezi. Sunt sute, chiar mii de români a căror viață a fost schimbată de Antena 3. Un astfel de exemplu este și Cosmin Marinescu, un tânăr de 17 ani din Pitești. Băiatul a fost diagnosticat cu o formă gravă de cancer osos la picior. Avea nevoie de 20.000 de euro ca să nu-și petreacă viața într-un scaun cu rotile. Au trecut de ce era mai greu, acum Cosmin este un alt om, un tânăr care are din nou speranțe de viitor, care își face planuri și se gândește la viața lui așa cum făcea înainte de a fi diagnosticat cu cancer osos. A fost cea mai grea perioadă din viața mea, nu știam dacă o să mai am piciorul când o să se termine toată perioada de chimio și de operație, nu știam absolut nimic ce va fi cu mine, nu mă mai gândeam la viitor, nu mai puteam să mă mai gândesc la nimic altceva. De atunci a trecut un an, acum Cosmin se simte bine, a fost operat, iar medicii i-au salvat piciorul, totul datorită Antenei 3 și observatorului Antena 1, care datorită unei campanii umanitare a reușit să strângă suma de 20.000 de euro de care băiatul avea nevoie. Am reușit să dau de Ivona Roșu, care mi-a făcut un reportaj, a fost dat pe Antena 1, după aia doamna Dana Grecu a preluat reportajul și l-a dat la dânsa în emisiune. Iar după aia am reușit și cu Antena 1 Pitești și mi-au făcut un cronicar cartabil și așa am reușit să strâng toți banii pentru operație. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Antena 3? Pentru mine Antena 3 înseamnă totul. Datorită Antenei 3 am strâns banii pentru operația băiatului de care am avut nevoie. Antena 3 trebuie să continue mai departe pentru a ajuta mulți tineri care au nevoie de ajutorul lor. Cosmin este acum elev în clasa 11-a, își trăiește viața normal pe propriile picioare și Cosmin a văzut ce s-a întâmplat cu sediul Antena 3. Este revoltat și spune că este nedrept. Eu cred că Antena 3 ar trebui să continue fiindcă m-a ajutat pe mine, a ajutat mulți alți oameni în afară de mine și va trebui să ajute în continuare. Pentru asta va trebui să existe, pentru a ajuta oameni. Cosmin este doar un exemplu din județul Argeș, dar sunt multe alte persoane care au fost ajutate de Antena 1 și Antena 3. A fost petrecere mare în familia primarului Ion Dumitrache din Poiana Lacului. Nepoțelul primarului a rămas fără moț. Petrecerea a fost ceva mai restrânsă, dar toți invitații au rămas surprinși de faptul că băiatul nu a plâns deloc atunci când i s-a tăiat moțul. Și după ce i-au tăiat moțul, Sebi a trebuit să aleagă și câteva obiecte dintr-o tăviță. Tradiția spune că în funcție de obiectele alese, se va decide viitorul lui. Ia, dar, mai ia ceva. Hai,
asta nu e bună! Nici noi nu ne-am așteptat să fie atât de cuminte. Am fost și noi surprinși. A decurs totul mai bine decât m-aș fi așteptat. Sebi are 2 anișori și este nepotul primarului Ioan Dumitrache. Este foarte mândru de nepoțelul său și a organizat o petrecere pe măsură. Ați fost foarte surprins în momentul în care a luat din tăviță cheile de la mașină și o șurubelniță. Păi, într-adevăr, trebuie să ai și cheia, dar trebuie să ai și șurubelniță, trebuie să muncești. Ce credeți că îi rezervă viitorul dacă a ales acele lucruri? Să sperăm că pentru toți copiii va rezerva viitorul ceva mult mai bun. Toți ne așteptăm la ceva mult mai bun, eu cred că fiecare dorește pentru copil, pentru nepot, pentru toată lumea dorește mult mai bine. Petrecerea a durat până spre dimineața și toți oaspeții s-au distrat alături de invitații speciali. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Observatorul Local al Antenei 1 Pitești. Nu uitați, mai multe detalii găsiți și pe pitește antena1.ro. Sunt Costi Ivașcu, ne vedem și mâine la aceeași oră. Pe curând!